Ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa a anunțat luni că la Ministerul Muncii se află în lucru proiectul de lege privind salarizarea unitară a bugetarilor, propunerea sa fiind ca soldații și cei cu salarii mai mici să beneficieze de o soldă mai mare. Am avut în vedere că, în primul rând, soldații și gradații, toate cadrele militare, dar mă refer la cei care au salariile mai mici, să beneficieze de o soldă mai mare. Nu pot să spun o cifră, un procent. Suntem în negocieri cu cei de la Ministerul Muncii, a declarat Mircea Dușa. Ministrul Apărării a mai declarat că militarii care vor lucra în comandamentele NATO vor avea o creștere salarială de 30%, pentru că altfel ar fi pierdut la salariu, venind din alte unități militare.